Deși teoretic asigurările culturilor sunt pe piața românească de mulți ani, practic de-abia de anul trecut au început să ia avânt. Dragii mei, acum vom afla cum pot beneficia fermierii de aceste asigurări. Se știe că în ultimul an fața piețelor de asigurări din România s-a schimbat semnificativ. Cum vedeți dumneavoastră această schimbare? Este o schimbare în bine, în principiu datorită faptului cât mai mulți fermieri au conștientizat faptul că este nevoie să se asigure. Înainte, numai mari fermieri practicau, cumpărau aceste asigurări agricole. Acum, din ce în ce mai mulți și mici fermieri se interesează de ele. Problema micilor fermieri întotdeauna a fost bugetul restrâns, capacitate financiară mică, și atunci s-au încercat mapare de produse astfel încât să fie ușor accesibile și de către această nișă de piață. Care sunt cele mai cerute produse de micii fermieri? Sunt produsele de grindină și acoperirea înghețului de primăvară, mai ales pentru legume, pom fructifer și viță de vie. Cum vedeți anul următor? Apar noi produse, ce aveți în plan? Aveți ceva în plan în mod aparte? Da, desigur, întotdeauna în piața asigurărilor și societatea noastră în mod special încercăm să aducem ceva nou, riscuri suplimentare acoperite în primul rând. Și ultima întrebare, am fost, de exemplu, pe unele piețe din Occident, sunt asigurate inclusiv recoltele viitoare. Există în România vreo șansă ca așa ceva să se întâmple? Momentan nu, dar așa cum vremea este imprevizibilă în ultima vreme, din ce în ce mai multe fenomene, așa se întâmplă și în piața asigurărilor. Toate produsele sunt mapate după evoluția vremii. Este bine cunoscut faptul că creditele pentru agricultură în România au fost o mare problemă. Totul până acum un an, când băncile au intrat în piață cu oferte. Așa este, într-adevăr, de un an de zile au început băncile să facă oferte și produse adaptate pentru fermieri. Banca noastră din primăvara acestui an a lansat niște produse dedicate pentru fermieri, niște produse care se adaptează la cerințele lor, și eu zic că într-adevăr este un segment pe care trebuie să-l susținem, un segment de unde putem aduce clienți noi, putem să îi ajutăm să crească, și zic că este un segment de viitor. Ce ați observat? Pe ce sector, pe ce segment se cer credite mai mult? Credite în principal se cer pe fermele vegetale. Avem credite pentru achiziții, terenuri și echipamente. Astea sunt două credite, să zic așa, foarte accesate. Mai avem și un credit pentru finanțare și prefinanțare subvenției APIA, pentru a ajuta fermierul să-și desfășoare activitatea până la încasarea subvențiilor. Și avem diverse produse adaptate pentru fiecare client în parte.